Veniți de primiți lumină. Veniți de primiți lumină. Au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie și iată s-a făcut cu tremur mare căci în jurul Domnului pogorându-se din cer și venind a prăbălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-a cutremurat cei care păzeau și s-a făcut ca niște morți. Dar îngerul vorbind femeilor a zis, nu mă temeți voi, că știu că pe Iisus ce răstignit căutați, nu este aici, că s-a sculat precum a spus. Veniți să vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică, cu bucurie mare, au alergat să vestească pe ucenicii săi. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne dă-i nouă viață veșnică, cele ce ne învățăm, vine cu ele, vrea Hristos!
De a lucra cineva din ceasul cel din tâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă. De a veni cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăznuiască. De a ajunge cineva după ceasul al șaselea să nu se îndoiască nici de cum,
căci cu nimic nu va fi păgubit. Bea întârzia cineva până în ceasul al nouălea să se apropie nici de cum îndoindu-se. Bea ajunge cineva avea în ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci dar nefiind stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul din tâi. Și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mângâie. Și aceluia plătește și acestuia dăruiește. Și faptele le primește și gândul ține în seamă și lucrul prețuiește și voința o laudă. Pentru aceasta intrați toți într-o bucurie a Domnului nostru, și cei din tâi, și cei de-al doilea luați plată. Bogații și săraci împreună bucurați-vă, cei ce v-ați înfrânat cu cei leneși și însi ziua, cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flământ. Gustați toți din ospățul credinței. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de ochi. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertarea răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea. Prădata iadul cel ce s-a coborât în iad, umplutul l-au de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta, mai înainte înțelegând-o, Isaia a strigat, iadul ce zice s-a amărât, întâmpinându-te pe tine jos, amărâtul sau că s-a stricat. S-a amărât că a fost bajocorit, s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte, boldul? Unde ți este iadul, biruința? Înviat a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul s-a Hristos și a căzut diavolul. Înviat a Hristos și se bucură îngerii. Înviat a Hristos și viața stăpânește. Înviat a Hristos, niciun mor nu este în groapă, că Hristos, sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! De nou viață veșnică, celuia ce ne închină în Sfinte Învierii și de-a treia zi. Domnul Dumnezeu, într-o împărăția asta. Domnul e.
Fiecare praznic împărătesc se dă citire pastorale transmise de către Înalt Preasfințitul Părintele nostru Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei. Cea mai mare bucurie în inima și sufletul meu de slujitor al lui Dumnezeu observ bine că an de an cât de frumos lucrează Dumnezeu în sufletul și inima dumneavoastră a celor prezenți care ați răbdat și ați simțit ce le-ați simțit cu adevărat învierea lui Hristos, până binecuvântarea Domnului se spune la urmă, binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har, va să ai iubire de oameni. Nu putem spune că este o tradiție moștenită în poporul nostru creștin-ortodox să se stea până dimineața, cum fac unii, sau ia lumină și pleacă acasă. Meu sunt ghirea noaptea învierii. Vedeți că nu oricine are această mare ocazie, această mare bucurie sfântă și această mare binecuvântare să rabde până dimineața, toată noaptea la Sfânta Dumnezească Liturghie. Cu adevărat, resimțim și simțim învierea lui Hristos. Asta trebuie să facă un creștin model format duhovnicește. Ce a făcut frăților voastre. Mare dar de la Dumnezeu că ați avut acest dar și har și v-am blagoslovit Maicuța Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pașii în această sfântă noapte a Învierii, să fiți prezenți la slujba Învierii la mănăstirea Hadâmbu. Ce să vă doresc eu din inima și sufletul meu? Bucuria Învierii lui Hristos să vă aducă multă pace, liniște în suflete și multă binecuvântare și lumină în casa și familia frăților voastre. În săptămâna luminată cinstim și prăznim hramul altarului de vară, izvorul tămăduirii. Iată
toate Sfintele Altare sunt închinate Preacurate Maicii lui Dumnezeu, începând de la Catedrala de aici, acoperământul Maicii Domnului, monumentul istoric nașterea Maicii Domnului, altarul de vară, zborul tămăduirii, chiliuța Sfântului Ioan Botezătorul de Bobotează, paraclisul de sub Catedrală, Sfântul Nicolae și Sfântul Cuvios Nicodem cel Sfânt de la Tisman. Mai avem în continuare sărbători, luni, marți, frăție voastre, ca bun creștin și ca bun gospodar român, știți ce aveți de făcut în aceste zile? În primul rând să fiți în fața altarului, apoi cu binecuvântarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, aveți timp să vă așteptați și să vă primiți rudele, mătrii și musafiri. Am spus-o și ieri, românul nostru este un bun gospodar și un bun primitor și un bun milostiv. Nu cred că există altă țară mai binecuvântată ca România și mai bun români și creștini sufletește vorbim ca, mă refer la milostenie și ca primire. Bine primit sunt cei din afară, că rămân foarte mirați ori de câte ori pășesc sau poposesc în țara noastră frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu și de Maica Domnului. Să fiți așa până la mormânt, cu frica lui Dumnezeu și milostiv. Încă o dată mulțumim Dumnezeu să vă ajute. Mergem afară toată suflarea, da? Ia! Samia, Gloria, 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 cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruim, Doamne. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Caută din Doamne Iisus Hristoase spre mâncările acestea de carne, ouă și le sfințește pe ele precum ai sfințit berbecul pe care ți l-a adus credinciosul Avram, mielul pe care ți l-a adus jertfa Abel, vițelul cel gras, care ai poruncit să se ajunghe pentru fiul cel rătăcit și apoi întors către tine. Și precum acela s-a învrednicit a se îndulci de harul tău, așa și pe noi ne învrednicește să luăm cele sfințite și binecuvântate de tine spre hrana noastră tuturor. Că Tu ești rana cea adevărată, dătătorul bunătăților, ție slavă, înălțăm împreună Părinte cel început, prea Sfântului bun de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ziditorile, făcătorule a toate, binecuvântează brânza, ouăle acestea și pe noi ne păzește într-o bunătatea Ta, ca gustând într-o însă să ne umplem de darurile Tale și de date nouă cu prisosință, de bunătatea Ta negrăită, că a Ta este stăpânirea, a Ta este stăpânirea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și se sfințește pasca aceasta din slobirea apei sfințite în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh.